Bună dimineața și bine v-am găsit pentru toată lumea care întreabă unde am fost și ce s-a întâmplat cu mine. Ei bine, am fost în somnul cel de veci, îngropat la 10 metri sub pământ, între 10 bucăți de lemn. Iar acum am fost adus la viață din nou de către domnul nostru părinte Arsenie Boca, special ca să mă joc jocul nostru preferat al tuturor, Hage Wage, la 3 dimineața. De ce dracu scrie aici continue? În condițiile în care nu m-am jucat niciodată. Ce se întâmplă dacă apăs? Do you want to load the last checkpoint? Da! Care ar fi acela? Acum avem un filmuleț la care ne uităm. Filmulețul ăsta mă face să consider că omul care a creat acest joc a fost drogat 99% din timpul în care a făcut acest joc. Îi pute gura lui Kidnap. A dat cu mâzgâți roșu în toată casa. Astea sunt visele mele, deci astea, fix astea sunt visele mele. Cine-i domnul ăsta? Și cum l-au luat să filmeze pentru acest joc? Așa mi-aș dori și eu să am o pisică acasă, sincer, cu gura asta așa mare. Deci uite, acum înțelegem, domnul ăsta care ne duce aici probabil că e monstrul Kidnap de care ne-a povestit mai devreme și n-am fost atenți. Deschide chestia asta așa și ne aruncă pe văgăuna asta întunecată până în jos. Să evaluăm situația. Mă presează pereții și vor să mă distrug. Am înțeles. Ajutor? Mami? Tati? Ajutați-mă? Bă, stai, eu cred că trebuia să... A murit. Dar ce sunt eu, un gunoi pentru voi? Atâta însemn pentru lumea asta și pentru planeta asta? Mă uit în oglindă dimineața și îmi spun singur însumi mie: gunoiule. Look around for... nici n-am apucat să citesc. Trebuie să mă uit în jur după obiecte. Ce obiecte oare? Nu vom ști niciodată. Ce se întâmplă aici? Cred că trebuie să aștept să se ridice pistonul ăsta și o să mă arunc în hău ăsta puternic aici. A murit. Nu îmi spune că trebuie să o iau de la început, bă, băiatule, bă, dar uită-te ce se întâmplă aici, fratele meu. Așa, gata, am ajuns aici pe chestia asta. Stai așa, că acum îmi dau seama ce am de făcut. Trebuie să sar aici, așa, așa, și acum trebuie să sar acolo, pe ultima, ca să ajung la ușa aia, creier. Așa, let's go. Bă, dar câte jucării din astea sunt trase în țeapă aici, dar nu-i frumos, frate. În fine, sunt bolnav, sunt bolnav, mă scuzați, nu știu ce vorbesc. Ok, nu cred că... Am murit iară. Bă, băiatule, eu fac speedrun la moarte. Mă grăbesc să ajung pe platformă. Easy. Așa, sărim iară pe pistonet. Hop, așa. Da, am ajuns. Și cred că trebuie să mă prind de chestia aia și să mă trag acolo, să mi-o trag mie. Oh! Mergem prin ventilație, unde nimic ciudat nu se poate întâmpla, desigur. Așa, și trebuie să punem amprenta albastră aici, dar ne trebuie două baterii. Where's the battery at, bro? Ok, am găsit o baterie. Stai, pe aici am fost eu aruncat în cinematicul ăla. Așa este, așa este. Am văzut eu, cum să nu. Ok, cred că s-a uitat la istoricul meu de pe browser. Opa, sună telefonul. Unde sună telefonul ăsta? Alo? Unde sună telefonul? Că trebuie să răspunde, am o comandă de pizza care trebuia să vină de 5 ore. Alo, domnul, sună telefonul, mă poți ajuta, domnule Elefant? Trebuie să ne folosim creierul în situația asta. Deci avem aici o chestie. Stai, că știu. Am alimentat circuitul ca să ajung să vorbesc la telefonul. Alo? Ok, vorbește un copil cu mine. Nu mă mai suna, nu mă mai deranja. Ok, am mai deschis o ușă. Astea sunt toate monitoarele de pare care mă uit eu când intru pe site-uri ilegale. Ok. Unde naiba trebuie să trag cu acest laser turbat? Cred că îmi zicea, dar numai că n-am fost eu atent, așa-i? Ajutor, jocul ăsta e prea prost pentru creierul meu. Nu invers, nu invers, în niciun caz nu invers. Bă, bărule, n-am absolut nicio idee ce am făcut. Ok, în fine, am deschis ușa. Cum adică să nu știu ce am făcut? Bă, am deschis ușa, frate, că sunt creier peste creier. Ia uite-te ce reactorul din zona de excluziune Chernobyl Zero. Aici am ajuns. Asta e Chernobyl, de fapt. Nu ne jucăm pe Pitlet Playtime. Adică tu vrei să-mi zici mie că eu intru în chestia aia roșie? Aia e ca un fund. Deci din toată chestia asta, gaura aia e fundul. Nu mi-am dat consentul să intru în fundul cuiva. Ce fain, nu m-am putut gândi vreodată că cineva poate să aibă un loc așa frumos în fundul lui. Iar îmi sună celularul. Bă, Oli ăsta cred că este un băiat rău și profită de mine. Asta cred eu. Deci dacă eu l-aș vedea în momentul ăsta pe Oli, l-aș bate, l-aș omoră. Oli, nu știu cine ești, nu știu unde ești, nu știu câți ani ai și nu știu ce-i cu tine, dar vin după tine și te omor.
trebuie să iau cheia de aici. Deci eu am intrat aici numai ca să iau cheia asta și acum să ies de aici ca să mă duc în altă parte. Băiatul ăsta își bate joc de mine și mă pune să fac mișcare. Am o cheie care deschide o ușă, dar nu am fost atent ce ușă. Iar ușa este aici. Deci în recipientul ăla se află respirația urâtă a lui Catnap și noi trebuie să-l transformăm în recipientul din stânga. Și uite câte cabluri sunt aici pe jos, dar ce sunt eu, electrician? Deci eu trebuie să apăs pe butonul ăsta, da? Și am aici acest cablu care merge exact către această chestie. Trebuie să apăs pe butonul ăsta, dar am nevoie de un electric aici. Mamă, ce cum arată chestia asta? Cred că siguranță, cu siguranță e un monstru gigantic aici care o să iasă de aici. Catnap. Zici că e Darth Vader. Cred că așa toarce el. Are probleme cu corzile vocale și nu-i mai merge bine torsul. Comunicăm între noi, comunicăm unul cu celălalt acum. Ok, am deschis o ușă. Am arancă piciorul. Și capul, cred că am purici. Bă, dar de ce mă mănâncă tot corpul? Ești nebun la cap că zici că am făcut biscuiți. Ce era să sară în groapă? Ha ha ha, că nu m-ați prins. Am sărit peste, ia uite cât ce era eu să sar acolo, băi, ești nebun la cap. Păi, dar nu stau, frate, că sunt experimented player. Wow, am o idee. Mamă, nici eu nu m-am gândit la asta, am făcut din greșeală, bă. Omorâți-mă! Trebuie să fac niște chestii aici. Încerc să-mi folosesc creierul, dar nu prea pot. Stați că reușesc eu. Am făcut ceva, dar nu știu ce. Mă scuzați dacă nu înțeleg ceea ce am de făcut, dar chiar nu înțeleg ceea ce am de făcut. Ajutor? Da, de ce nu? Asta ar trebui să se întâmple aici. Deci dacă eu vă zic că fix asta trebuie să fac, de ce nu merge? Eu cred că mai întâi de a face schema asta, trebuie să sug energie de undeva. Nu, nu, bă, nu merge, nu pot să-mi dau seama ce am eu de făcut, frații mei. Asta trebuie eu să fac în momentul de față, să pornesc niște calculatoare. Dar cum? Întrebarea este. Și de asemenea, calculatoarele astea pornește ușa. Pornește ușa, ușa se deschide, eu ies. Simplu, nu? E logic. Dar întrebarea este, cum fac eu aici clerometrioza asta de aici? Că dacă vă uitați, voi atent. Stai că mi-a venit o idee. Gata, frate, am IQ 10.000. Ia uite. Bă, 100 de miliarde creier. Eu v-am spus, nu te joci că trebuie să le faci. Asta e schema, că în viață trebuie să faci mai mult decât să joci. Vedeți? Nu vă mai uitați, că-s prost, sunt făcut grămadă. Acum trebuie să-mi folosesc creierul pentru a doua oară. Ia uitați-vă la schema asta ce a făcut băiatul aici. Bă, IQ 10.000. A pornit calculatorul, este online. Și am mutat respirația urând mirositoare a lui Catnap dintr-un vas în celălalt. Numai că se pare că s-a făcut întuneric. No power. Iar mă sună, bă, degenerat ăsta, copilul ăsta sclerozat. Cum adică mi-a trimis el mie încă o cheie și cheia e sub statuie? Ce? Statuia lui Măta? Statuia care? Statuia lui mama? Statuia mea? Statuia să-mi o iei în gură, statuie. Am nevoie de o explicație să mi se zică unde-i statuia. Parcă era joc horror. Eu stau aici și fac puzzle-uri de 10 ore. Păi unde mai e jocul horror? Că dacă voiam să fac puzzle, îmi cumpăram puzzle din Jumbo. Mă duceam, îmi luam puzzle și făceam puzzle. Ok, bun. Generatorul stricat. Cineva a dat pumni puternici la generatorul ăsta. O să merg aici că pare că e lumină și probabil că aici trebuie să intru, așa-i? Wow, este respirația lui Catnap urât mirositoare aici. Mi s-a făcut rău, a murit. Mamă, câte chestii dubioase sunt aici. Ne îndreptăm către acest hol imensurabil de gigantic. Stânga, dreapta, eu mereu o iau în față. Sincer, orice vorbești cu mine, domnule casetofon, nu-mi pasă. Mama mi-a zis mereu că nu-i bine să ascult știrile de la ora 5. Bă, sunt hărțuit de către un radio. Nu mă lasă în pace radio-ul, nu vreau să-l ascult. Îmi vrea să-mi inoculeze știrile în creier. Pe mine nu mă interesează chestii din astea. A luat poză cu mine, a făcut poză cu mine și mi-a pus aici pe portofoliu ăsta. Că ăsta stiu eu toată ziua. La fel de supărat eram și eu că am fost adus pe lumea asta crudă. Cine sună? E comanda de la pizza, așa-i? Că încă n-a venit. Dar n-a venit de o zi și încă aștept. Și nu vor să-mi mai aducă ca să nu-mi dea... O...
era pizza, ăla era livratorul de pizza. Și unde să fug? Nu vă supărați, în legătură cu pizza aia... Nu se poate așa ceva. Dar de ce? Acum am văzut, uite câte zgrieturi de astea sunt pe perete, de ghiare, de chestii. E puțin... not all right. Alo, da? Pizza e, e pizza aici. E domnul livrator, a venit să-mi aducă pizza. Guild haunts you? Sunt vânat de către vină. N-am nicio vină pe planeta asta. POV, coșmarurile mele. Ok, cred că trebuie să mă uit aici la televizorul ăsta. Fix așa mă uitam și eu când eram mic. Fix astea erau desene animate la care mama m-a lăsat să mă uit când eram mic. Mi-aduce aminte de copilărie. Ce frumos, ce vremuri frumoase. A, uite, trebuie să iau caseta asta. S-o bag aici și să mă uit. E Poppy Playtime, Huggy Wuggy. Bă, stai că s-a supărat Huggy Wuggy. Facem staring contest acum. Cine clipește primul? Bun, se pare că am pierdut staring contestul. Am visat urât, cred că. A fost doar un vis din cauza gazului. O mască de gaze. Wow. Asta e ca să nu mai îi respir respirația urât-mirositoare a lui Catnap, așa-i? Ok, nu mai pot să respir respirația urât-mirositoare. Poate trebuie să-i dau cumva drumul la băiatul ăsta NASCAR. Ia uite, mamă, face, pleacă cu scârții, dă tare băiatul. Ia dat, a rupt zona. Bun, și ce am rezolvat că am deschis ușa asta? Că nu văd absolut nimica. Mamă, am distrus o mașină frumoasă de Formula 1. Aia am făcut, poate trebuie să respir gazul. Ok, nu cred că asta trebuia să fac. Mai pot să mai trag de mașină? Nu. Bă, dar nu pot să-mi dau seama ce am de făcut, frate. Trebuie să trag ceva de aici, din gaura asta. Reconfigurăm traseul. Deci cutia asta stă aici de parcă am zice, trage-mi-o până aici jos de tot, trage-mă. Trage-mă din groapa asta din, în care am crescut și adu-mă la tine. Uite! Bă, de ce n-a mers tura trecută când am tras de ea atunci? Bă, băiatule, numai mie mi se putea întâmpla așa ceva, bă. Ce se întâmplă aici? Bun, o să consider că am nevoie doar de asta. Evident că mai am nevoie de încă una. Evident. Nu se poate, bă, băiatule, dar e imposibil, bă, cine a făcut jocul ăsta, îl dau în judecată pentru daune la creier, că îmi face daune la creier jocul. Uite, dar îl dau în judecată, bă, e imposibil, trebuie să fii dat în judecată să faci așa ceva. Uite cum mi s-a blocat mie cutia asta aici, cutioaia asta. Bun, o să dăm load game. Do you want to load last checkpoint? Da. Problema este că ne-am enervat. Când te enervezi, nu mai merge treaba cum trebuie. Trebuie să faci un pas în spate, să respiri. Și apoi să te calmezi. Avem toate uneltele ca să putem să reușim să facem inimaginabilul. Urcă, te rog eu frumos, dar te rog din tot sufletul să urci aici sus pe căcatul ăsta de... pe prostia asta, pe nebunia asta de pătrat. Deci eu am ajuns la apogeul prostiei. Aveam palma aici pe jos în care trebuie să mă propulsez cu ea. Atâta trebuia să fac. Atâta. Atâta trebuia eu să fac, bă, băiatule, și n-am reușit. Oi, ce m-a speriat. Doamne, că mi-a căzut masca pe cap, am crezut că mor. S-a deschis și ușa asta. Ok. Bună. Ești bine? Ai nevoie să te ajut cu ceva? Te mângâi? Vrei să te mângâi pe cap? De ce nu poți să sar? De ce doar poți să mă uit la chisimisi cum se uită la o poză cu un copil trist? Mai trebuie să mai trag de o mașină de asta de Formula 1. Bă, de ce sunt așa multe jucării cu capete rupte pe aici? Dă-i, frate, sparge ușa, bro. Bă, dar e plin numai de puzzle-uri. Sunt puzzle-uri care duc în puzzle-uri și mai mari și puzzle-uri peste puzzle-uri cu puzzle-uri în puzzle-uri. După ore de căutat despre cum naiba trebuie să fac acest lucru, iar eu în continuare n-am absolut nicio idee cum deschid ușa asta, că mie asta îmi trebuie, să pot să deschid prostia aia de ușă, bă, băiatule. Aia îmi trebuie, să pot să deschid aici, dar văd că nu reușim. Doamne ferește, de ce am mers cu electricitatea de aici, de pe scara aia, și n-am mers cu electricitatea din cealaltă cameră? Bă, băieții ăștia sunt vai și amar de steaua mea, steaua vieților mele, că nu mai pot. Dă-i drumul la mașina asta, că nu mai pot de nervi. Dați-mi bateria aia să pot să scap din incendiu ăsta de joc, că, doamne, ce nervi mi s-au strâns în cap. Am niște nervi acum în mine. Că nu poți, nu poți să faci așa ceva, ar trebui să fie ilegal. Ilegal, ia uite-te, am intrat în dormitor la bunica mea, așa era și la ea când mă lăsa mama să stau cu ea acasă. Am găsit bateria. Am găsit bateria, Iisus Hristos. Doamne, iartă-mă și ajută-mă. Câte ore am stat blocat aici că îmi venea să șterg joc. Mă întorc acasă, pun bateria, deschid ușa, în sfârșit am terminat.
Să sune Cucurigu, să-mi deschidă ușa, Cucurigu. S-a deschis ușa, în sfârșit. Și acum trebuie să apăs aici, să se încarce asta, să mi se deschidă ușa. Pauleu, Doamne, că e următorul cameră de puzzle, următoarea. Sunt abuzat pe plan materiologic, psihologic, pe plan mental. Press E to use the turret. Aim turete de power, roll and pull the lever. Ce mă puni să fac aici, ești nebun la cap? Nu știu exact ce, dar... fac, eu fac treabă. Păi noi trebuie să alimentăm generatorul ăsta, easy peasy, cum s-ar zice. Am dus suficientă energie în generator? Nu. Îmi vine să vomit pe jocul ăsta cu puzzle-urile lui? Da. Nu știu ce am făcut, dar am deschis ușa. Lăsați-mă să scap de aici, că nu mai pot de nervi, bă, băiatule. A venit liftul să mă ia, să mă ducă la draci. Să mă și ducă sus acum. E stricat. Deci să înțeleg că-s prea gras pentru lift, asta trebuie să înțeleg eu acum, nu? N-am făcut nimic, bă, nimic n-am făcut și acum m-am adus în sus. Poate aia era, nu trebuia să fac nimic. Sunt prost, sunt pur și simplu prost, o adunătură de prost sunt. Și am pornit un generator de urgență sau ceva? Trebuie să ies? Vă rog, lăsați-mă să ies de aici. Poate chiar trebuie să ies. Asta trebuia să fac, să ies? Ok, da, e bine, am ieșit. A venit domnul Huggy să se uite în ochii mei. Atent. Ia uite și a venit și domnișoara Poppy. Uite și pe Kissimissi. Ăsta era, nu era Huggy de fapt. Explicați-mi, vă rog frumos, de ce mă mai joc jocul ăsta. Asta merit, asta am eu nevoie. Păi cum adică I'm not your enemy dacă am fost urmărit și vânat și atacat non-stop de către animalele astea și acum nu suntem inamici? Tu vorbești despre monștri, ai ochii roșii, zici că te-ai drogat toată ziua. E supărată după poziția asta pe care a luat-o. Bă, cel puțin privelește, e frumoasă de aici. Ce, mă abandonează astea acum? Mă lasă în pace? Mă sună Oli, normal. Eu cred că Oli și păpușa asta sunt aceeași persoane. Am mai primit o cheie. Ce bine, mergem la școală acum. Da, asta e școala. Ce am de făcut în școală? Cred că încă 100 de puzzle-uri, sper. Ia uite, cu, așa arăta și la mine la școală când eram eu mic și mergeam la școala generală, fix la fel era. Și ne așteptam să mai dăm încă un puzzle, evident. Deci avem asta de aici. Da, trebuie să o electrocutăm pe doamna dirigintă cel mai probabil, sper. Uite aici, cred că trebuie să dăm electrocurentul. Ca să deschidem acesta. Aha, o baterie. Aici băgăm bateria. Bun, așa și next. Mai trebuie să mai găsesc o baterie. Cred că trebuie să-mi dau crouch pe aici. Uite-o pe doamna dirigintă. Aoleu, și-a dat seama cine sunt. Nu eu am chiulit. Nu eu am chiulit ieri, am fost la toate orele ieri. Stai liniștită. Taci că nu știi ce vorbești. Stai că poate trebuie să fac ceva. Ia uitați-vă aici ce a făcut băiatul. A gândit băiatul. Bă, dar de ce nu pot să cobor? E blocată mâna mea undeva. Mamă, dar ce am tot plecat cu mâna asta că nu mai vine. Trebuie să mă urc la loc. De unde am venit? Poziționăm frumos și ce e aici? Electrocurent. Trebuie să-l duc acolo. Ia uite ce a deschis băiatul ușa. Poate pot să aduc curentul de aici. Hai repede, sprint. Dar nu cred că n-are cum să duc așa departe un curent. Nu, nici nu merge curentul de aici. Normal, dar normal că nu merge curentul. Jocul știe că mie îmi trebuie curentul ăsta de aici. Că n-ai cum, frate. Sunt curenți diferiți până la urmă. E curentul de ușa 1, curentul de ușa 2. Nu poți să iei cumva curentul de la ușa de dincolo să-l pui la ușa asta. De ce ai putea până la urmă? De 35 de ore de când mă joc jocul ăsta, n-a fost niciun jumpscare, niciun monstru nu m-a urmărit, absolut nimic. Deci prostia aia de catnap, doar așa i-am văzut scleroza aia de corp cu oasele alea pe la colțuri, dar n-am drăznit, bă, să vin în fața ochilor mei să-mi respire în față sau ceva de genul. La fel și asta îmi tot vorbește în prostia aia de boxă și atât, nu face nimic altceva. Ăștia sunt ca și câinii aia mici, devin la tine și latră, ham, dar când e să te duci spre ei repede, imediat s-au panicat, s-au speriat și nici nu te mai latră înapoi. Fac după aia schiaună, fac... Deci trebuie să ne învârtim așa în jurul chestii astea aici. Și după asta să tragem așa acolo și să pornim generatorul. Am pornit generatorul și acum ce? Aulo, a venit doamna dirigintă. Doamna dirigintă, să-mi o iei. Să-mi iei, uite așa s-o iei. Ce crezi că-mi pasă mie? Se mișcă când nu mă uit la ea? Hai, îndrăznește! Îndrăznește numai să te atingi de mine, că n-ai nicio șansă. Și ceva? Nu că nu mai n-ai nicio șansă.
De ce s-a mișcat că mă uitam în ochii? Ce crezi tu, că ai vreo șansă împotriva mea? N-ai nicio șansă că te văd. Te literally văd. Uite, uite ce rapidă e, băi, ești nebun la cap. Așa, repede, punem aia, deschidem ușa. Ia uite-o. Ia uite cum fuge nebună. Ți s-a închis ușa în față, fraiero. Țin și mie ce mai poți să zici cu ușa închisă, că nu te mai poți mișca, ești paralizată. Paralizată la propriu, acolo ești rămasă cu totul. Vezi că ai puțin sputum din ăla pe gât, cum îi se zice pe engleză, că trebuie să tușești, că ți s-a strâns. Are hack-uri. Stai așa că nu, e o neînțelegere aici, la mijloc. Hai naibii încoace. Ia uite-o cum râgâie, bă. Unde a dispărut, bă, nebuna asta? Că nu mai e. Bă, dar nu se mai poate așa ceva, bă. Eu nu mai pot să trăiesc într-o astfel de lume. Într-o astfel de lume de necinstit, eu nu mai pot să trăiesc. Unde se ascunde nebuna? Curentam aș în ochi. Să mă curentez. Trage dracu dulapul ăsta de aici. Deschid și ușa asta. Dar unde e nebuna, vreau să știu eu. Îmi bat topele astea de parcă încă mă urmărește. Dar nu mă mai urmărește nimeni, că văd că nu mă mai urmărește. Uite că am mai deschis și ușa asta. Uite câte baterii îmi trebuie aici. Dar ce sunt eu, domnul baterie, Duracell? Cum vine asta aici? Am deschis ușa, bă, e puzzle asta. E creier, e puzzle creier. Fiți atenți, se pune aici asta. Și aici asta, iau asta de aici. Și am deschis ușa, fiți atenți. 5 milioane IQ s-a deschis ușa. Aulă, vine după mine iar. Ia uite-o cum va aleargă cu buzduganul. Păi da. Ia, doamne, ce-a prins sprintul când m-a văzut că am tras de aia. Doamne, ferește. Morala ce s-a întâmplat aici. În viață, mai bine nu te grăbi dacă poți să mergi încet. Că altfel îți cade în cap ușa de garaj. Am primit pistol. Jadies and gentlemen, we have pistol. Nu știu dacă mai mult ăsta e pistol sau flare gun. Că zici că e flare gun mai mult. Urmărind aceste cabluri, eu trebuie să alimentez ceva aici care face platforma aceasta să sară. Ce trebuie să alimentez? Platforma. Ce trebuie să fac? Nu știu! Nu știu nimic din ce trebuie să fac, că m-a sinucid. Bun, deci eu trebuie să sar acum ca un nebun dintr-o parte în alta. Am înțeles. Deci ne mișcăm repede, cât de repede posibil. Trebuie să ne mișcăm pe super viteză, că alimentatorul ăla alimentează tot ce e aici. Gata, cred că ne-am mișcat pe super viteză și am ajuns unde trebuia să ajungem, e bine. Ok, s-a închis generatorul, nu ne mai pasă de generatorul măsii. Trebuie să sar aici. Și unde, doamne iartă-mă, dar unde trebuie să trag? Bă, dar nu mai pot, mă, nu mai pot, bă, cu puzzle-urile astea. De ce am puzzle după puzzle dacă ai un joc horror? De ce? Că nu mai pot de nervi. Doamne ferește, bă, băiatule, să mă cac pe... Bă, nu există... E un joc de căcat. Un joc de căcat pentru toată lumea la care îi place jocul ăsta. Mă cac pe el, joc eu un căcat de joc. Să mă cac pe el de joc de căcat de căcat. Cu ce am greșit? Să ajung să mă joc jocul acesta. Am ajuns de unde a plecat? Poate nu-ți dă unde am plecat. A, nu, sunt bătut în cap. Sunt bătut în cap. Sunt bătut în cap, bătut, bătut cu ciocanul. De când era mic am fost bătut cu ciocanul. De fiecare dată de ziua mea mama mă bătea cu ciocanul în cap. Zicea că așa mă ajută să devin mai deștept. Dar nu m-a ajutat nimic să devin mai deștept. Nimic nu m-a ajutat. Uite-l pe ăsta. Ce vrei de la mine? Ce vrei de la mine? Dă-te-n... Mai bine, mă jucam jocurile pe care dădeam câte $100. Pe bune. Doamne, iartă-mă, bă, băiatule, bă. Ferească sfântul. Mai bine cumpăr jocuri de alea de $200 și măcar știu o treabă. Nici nu știu pe unde trebuie să merg. Păi aud pe ăștia cum râd. Păi, where am I supposed to go, my friends? Unde să mă mai duc? Unde să mă mai duc, că fug? Chiar că burn this place to the ground, că îmi dau eu foc la casă până să dau foc la jocul ăsta. Doamne, dar unde ajung? Am ajuns la gunoi, ce am făcut? Unde sunt aici? Bă, prieteni, da, pe bune, că acum nu mai am ce să fac. Don't be selfish. Ajutor, am nevoie de ajutor. Dar cum face, bă, monstrulețul ăsta? Ce frumos fac monștrii ăștia. Nu se poate, bă, că nici nu poți să faci parkour. Lăsați, nu. Uite-te și tu. Eu merg pe întuneric. Eu nu văd ce se întâmplă aici. Tovară și amici, la fel de bine puteam să mă joc cu ochii închiși. Poate nu pe aici trebuia să merg. Poate în jos. Unde mai merg, diavolii ăștia? Bă, dar i-aud cum merg și nu-i mai văd. Nu se poate, frate, deci nu se poate. Bă, dar mai vorbește mult ăsta. Taci, naibii. Bă, taci, te rog eu frumos, oprește-te din vorbi. Că nu, n-avem.
Dar nu discut cu câini nebuni. Nici măcar nu mai are picioare. Îi lipsesc picioarele. Ah, au venit ăștia. S-au băgat în el. Ia uite, au intrat în mat săracul. Îl controlează sau ce se întâmplă? A, vine după mine să mă mănânce. A, fug de câinele ăsta nebun. Măcar după 5 ore de joc am ajuns și eu să fiu fugărit într-un joc horror. În sfârșit. Nici nu mai am entuziasm, nu mai am nimica. Dacă era urmărirea asta întâmplată la începutul jocului, mai ziceam. Dar așa, ce să vă zic, doamnelor și domnilor? Decât că vă urez sănătate și o viață bună. M-a așteptat la capătul colțului el. Uitați-vă doar de unde m-a dat. De ce nu m-a dat? De la Poppy Playtime Chapter 1. Sincer. Mai bine mă dădea de la Chapter 1 să mă joc. Uite-l cum se târăște. Am schimbat. Na, că am scăpat, cred. M-am urcat pe liftul ăsta și m-am dus la Doamne, Doamne. Aici e Counselor's Office? Sau unde trebuie să ajung acum? Presupun că aparent da. M-a supt de energie jocul ăsta. Sunt supt cu totul. Ce se întâmplă aici? A, mor ăștia de la gaze. Și e catnap acolo. Ce am de făcut în peștera asta? Dar eu nici nu știu de ce m-am plimbat prin toate locurile astea. Mie mi s-a și șters din memorie. Bă, dar nu mai pot, mă! Bă, dar de ce primesc, mă, puzzle după... Bă, băiatule, bă, dar nu mai suport să primesc atâtea puzzle-uri! Păzește-mă, Doamne, că s-ar putea să fac lucruri rele! Mă scuzați, a fost o mică apucătură. Nu mi se mai vede camera, uitați-vă și voi cum se vede acum, trebuie să o șterg. Ce crisp se vede acum, e crystal clear. Asta era secretul, băi, nu știam de ce nu se vede bine camera, dar de fapt nu se vedea bine că n-am mai șters-o de mult. Și de fiecare dată când am șters-o, n-am șters-o cu șoseta, ia uite. Diferență before and after. Poți să iau aia e o baterie acolo? Nu știm. Bun, două secunde. Așa, mergem sus puțin. Da, asta chiar e o baterie aici. Ok, coborâm și căutăm să vedem care-i puzzle-ul ăsta aici. Ferească Sfântul dacă înțeleg ce se întâmplă aici. Ce-am făcut? Ah, ok. Și acum mă balansez. M-am balansat și am luat bateria. Mamă, dar ce grea e bateria asta, bă. Trebuie spartă, ce trebuie să-i fac? Uite că deschid ce ușă. Am deschis ușa asta de aici, da. Și luăm bateria cu noi în jos. Să o spargem. Așa, am spart-o. Și punem aici cealaltă baterie. Ca să deschidem ușa să mai luăm o baterie. Creier, frate, creier tati. Luăm asta aici, o punem aici. Ne duce liftul sus. Luăm bateria asta, o punem aici. Tragem liftul să cadă. Ca să luăm asta cu noi, să o spargem. Și acum mergem să o plasăm la ușe. O plasăm aici la ușe, se deschide ușa. Ia uitați. Nu. Nu s-a deschis ușa. Am crezut că în sfârșit am înțeles un puzzle, când de fapt n-am înțeles nimic. Gata, am reușit. Nu înțeleg ce se aude. Sunt puțin copleșit de situație. Trebuie să mă urc în ventul ăsta de aici. Ok, așa pare. Că trebuie să mă urc în vent și iară să nu văd nimic. Nu e nimic aici. Run. Bă, nu ziceți voi mie ce să fac și ce să nu fac. Am nevoie de bateria asta. Ai, lei să-mi trag picioarele! Doamne, ce, în sfârșit, după 3 ore de joc, în sfârșit m-am speriat pentru prima oară în viața vieților mele. Cred că visez urât, am un coșmar. De fapt, am un coșmar de 3 ore de când stau și mă joc jocul ăsta. Ce se întâmplă? Nici nu pot să mă mișc, nu pot să apăs click stânga, click dreapta, click. Niciun click, niciun W, ASD, space, nu. Ah, ia uite-l pe Cadnap, l-am văzut. Mamă, cum arăta. Bă, în sfârșit, singurul cadru care chiar e interesant. Ce, eram copii, ce să fim, eram drac, bă, nu știu, frate, nu, nici nu mai știu ce să mai zic. Nu știu ce mi se întâmplă, nu știu ce se întâmplă aici. Ia uite cum circul prin noroiul ăsta, roșu. Mă sună Oli acum să-mi zică că a fost un vis urât. Ok, e posibil să fi greșit, nu e Oli ăsta. E întuneric aici, dar era lumina, prinseserăm luminile. De ce e întuneric la loc? Da, nu mai spune. Eu cred că Oli ăsta e mână-mână cu restul
treburilor, că situația nu e ok. Uite-te și tu. Am reușit. Așa, cred că pe aici e drumul. Nu știu cum am reușit să nimerez, dar cred că ăsta e drumul. Așa, și bateria asta unde o pun? Am venit cu mega bateria, bă. Mega bateria de care aveam nevoie. În sfârșit am adus. Nu vă supărați. De ce a venit nebunul ăsta? Păi eu ce să-i fac, bă, băiatule, lui băiatul ăsta? Mă mănâncă. A ieșit așa pe nepusă masă, nici n-am pus bateria aia unde trebuia să o pun. De ce m-a dat de aici, bă, băiatule? Că n-are niciun sens. Niciun sens n-au salvările astea, bă. De unde m-a dat, m-a dat din Palestina? Ești nebun la cap. Mă duc după acest cablu pe jos. Sunt urmărit de o pisică nebună la propriu. Ia uite-te la ea cum arată. Așa, în continuare îmi iau poziția aici. Iar dacă el cumva îndrăznește să vină pe oriunde vrea el să vină, să fie sănătos, că nu mă interesează. Și l-am văzut eu cum se mișcă. Deci ascultați-mă când vă zic că sunt profesionist. Sunt cel mai profesionist, profesionist, professional, profesionist. Sunt mai mulți cadnapi? Stai așa că nu înțeleg pe asta. Cade ceva din ceruri. Păi trag cu pistolul să văd dacă e cadnapul real atunci. Dar ce cade din ceruri de acolo? Am aflat ce cădea din ceruri. Bun, deci astea sunt cele trei coridoare pe care trebuie să stau să mă uit. Să văd dacă vine nebunul. Bă, vărule, asta e problema cea mai mare. Că e foarte greu să pui căcaturile astea. Bă, stai așa, vărule, dar unde tot deschizi tu mie trapa, prietene? Că nu mi-aduc aminte să fim noi prieteni așa buni. Ia uite-l, mă, cum tot deschide trapa nebunul. Bă, nu-mi deschizi tu mie trapa, bă, că ți-o închid eu la loc, stai liniștit. Baterie nouă. Of course că baterie nouă. Așa, oh. Bă, păi și pe asta cu ce naiba l-opresc aici? Nicio logică, n-are nicio logică. Cu ce baterie îl mai opream pe ăla? Spuneți-mi și mie cum pot eu să-l opresc când cadnap îmi vine pe acolo. Cu ce pot eu să-l opresc pe cadnap când el îmi vine prin partea dreaptă? Cu ce pot să-l opresc pe cadnap? Că n-am niciun sfâșt-fâșc acolo să-i dau cu absolut nimic. Băi! Gata că e groasă acum, e serioasă treaba. E serioasă treaba, rău de tot. Mai avem 39 de minute, sunt toate bateriile încărcate. 27 de secunde mai sunt. Mai sunt 9 secunde, haide, vine pe aici. L-am gazat, nu l-am lăsat. Am spart asta? Da, bă, l-am bătut pe catnap. Dă-te încolo de bășinos cu bășini roșii ce ești, să iei foc. Diavole, ia foc, diavole, dă-te de aici. Dă-te de aici, diavole, că nu mai suportam, bă, băiatule. În sfârșit, vine nu știu cine-i mânuța aia sau cei de capul ei, dar să vină să-l omoare. Bă, omorâți-l, luați-l la duhovnicul sfânt și lăsați-mă în pace, că nu-l mai... L-am omorât. Mulțumesc că am scăpat de el, bă, băiatule. Doamne! Am, îmi pune un film. The Hour of Joy, da, tot ce citeam acolo peste tot. Stai că trebuie să merg mai aproape să văd, că nu înțeleg nimic. Asta a fost prima dată când a luat Hughie viață și a atacat oamenii, sau? Aici s-a întâmplat tot masacrul, de aici a început tot. Da, nu pot să zic că înțeleg multe. Mamă, câți oameni au măcelărit aici, ăștia sunt toți oameni morți. Păi și unde le-au dispărut cadavrele? Că eu acum când m-am mers pe aici nu era niciun cadavru. Nu înțeleg ce se întâmplă aici. Îmi place ce ascultătoare e Kissy Missy. A, și eu mă bag aici. A, eu cobor cu doamna asta în jos. Este Hughie Hughie, cred că. Ce se întâmplă? Că nu văd nimic. Ca din nou, este tuneric de nu vezi absolut nimic. Acum mergem înapoi sus? De ce mergem înapoi sus? Kissy, cred că săraca a murit și ea. S-a terminat, în sfârșit am scăpat de duhovnicenia asta, amărăciunea asta, nici nu știu cum să zic. Bă, ce să vă zic eu vouă? A fost o experiență extraordinar de oribilă. Pot decât să zic că de-abia aștept să mă joc și Poppy Playtime Chapter 4. Ne revedem în 159 de ani. Vă urez o zi minunată, să fiți frumoși și deștepți în continuare și numai bucurii vă urez. Noapte bună!